Vă spunem bun găsit, iubiți telespectatori, din cadrul emisiunii creștine Casa din Betania. Ne bucurăm să ne reîntâlnim împreună cu dumneavoastră și cu invitatul de astăzi, cu pastorul Ionel Pleșa. Noi am mai colaborat înainte împreună și cred că vă reamintiți că în emisiunea anterioară am specificat și acum vă reamintim că aceste emisiuni sunt adresate exclusiv persoanelor sau celor care sunt convertiți deja la credință. De aceea am dorit să dăm citire în această emisiune din prima epistolă a Apostolului Pavel către Corinteni, 1 Corinteni, capitolul 12. Vom citi de la versetul 4 până la versetul 11. Este vorba aici despre darurile duhovnicești, o problemă care frământă lumea creștină în vremea de astăzi și am dorit ca să avem astăzi un cuvânt pe care Domnul să-l dea pastorului Pleșa asupra acestui aspect. Să citim, deci, cum am spus, 1 Corinteni 12, 4 la 11, unde cuvântul lui Dumnezeu spune așa: sunt felurite daruri, dar este același Duh. Sunt felurite slujbe, dar este același Domn. Sunt felurite lucrări, dar este același Dumnezeu care lucrează totul în toți. Și fiecăruia îi se dă arătarea Duhului spre folosul altora. De pildă, unuia este dat prin Duhul să vorbească despre înțelepciune, altuia să vorbească despre cunoștință datorită aceluiași Duh, altuia credința prin același Duh, altuia darul tămăduirilor prin același Duh, altuia puterea să facă minuni, altuia prorocia, altuia deosebirea duhurilor, altuia felurite limbi și altuia tălmăcirea limbilor. Dar toate aceste lucruri le face unul și același Duh care dă fiecăruia în parte cum voiește. Amin. Acesta este textul pe marginea căruia am dorit să zăbovim câteva minute și îl invităm pe pastorul Pleșa să aibă un cuvânt pentru noi toți în ceea ce privește această problemă atât de complicată, am spune noi, și anume despre darurile duhovnicești. Pastor Pleșa, vă rog, fiți liber și doresc ca Domnul să vă inspire, să vă dea un cuvânt puternic, să vă întărească și fizic și spiritual, să aveți aceste sfaturi pentru noi toți. Consider că este un lucru extrem de important să cercetăm acest domeniu, pentru că darurile Duhului Sfânt sunt foarte mult controversate în interpretarea Scripturilor de către mulți teologi. Și consider că este foarte bine acum să analizăm cu cea mai mare atenție modul în care Dumnezeu poate să se ocupe fie de o persoană în viața intimă particulară, fie de o comunitate sau fie de mai multe comunități. După cum am urmărit textul care a fost citit, este împărțit pe trei grupe de daruri. Înțelepciunea, cunoștința, credința, darul tămăduirilor, darul minunilor, darul prorociei, care de asemenea este foarte mult controversat în lumea teologică, darul deosebirii duhurilor, darul vorbirii în limbi, un alt fenomen extrem de răspândit în lumea creștină, care dă naștere la tot felul de păreri și de interpretări, pro sau contra. Și finalmente, darul tălmăcirii limbilor. După cum am observat aici, sunt trei grupe de câte trei daruri. Preferințele credincioșilor sunt deosebite. Între aceste daruri există cele pe care le putem numi miraculoase.
După cum în prima grupă putem găsi niște daruri care pot fi interpretate ca fiind niște daruri naturale, dezvoltate și stimulate prin lucrarea făcută de Duhul Sfânt în viața credincioșilor. Aș vrea să cuprind în această primă grupă a darurilor înțelepciunea, cunoștința și credința și posibilitatea ca acestea să fie falsificate. Aș încerca să prezint după fiecare subiect pe care îl vom dezvolta aici și câteva aspecte concrete legate de viața de pe terenul Evangheliei. Și aș vrea să subliniez în primul rând că ordinea în care sunt așezate darurile Duhului Sfânt de către Apostolul Pavel scot în evidență valoarea acestora. Și consider că cel mai mare dar de care se folosește Duhul Sfânt în viața bisericii creștine este înțelepciunea. Fără de înțelepciune, toate celelalte daruri își pierd valoarea. Prin urmare, analizăm aici. Sunt felurite daruri, dar este același Duh. Sunt felurite slujbe, dar este același Domn. Sunt felurite lucrări, dar este același Dumnezeu care lucrează totul, în toți. Și fiecăruia îi se dă arătarea Duhului Sfânt spre folosul altora. Și acum, de pildă, unuia îi este dat să vorbească despre darul înțelepciunii. Înțelepciune care vine de la Dumnezeu. Există trei moduri în care se manifestă înțelepciunea. Și pentru ca să avem certitudinea bazată pe autoritatea cuvântului scris, am vrea să deschidem un subiect în cartea lui Iacob. În capitolul 3. De la versetul 13. Cine dintre voi este înțelept și priceput să-și arate prin purtarea lui bună faptele făcute cu blândețea înțelepciunii? Una din calitățile esențiale ale darului Duhului Sfânt, înțelepciunea pe care o putem primi de la Dumnezeu, este blândețea. Și acum vine cu partea opusă. Dacă aveți în inima voastră pismă amară și un duh de ceartă, să nu vă lăudați și să nu mințiți împotriva adevărului. Înțelepciunea aceasta nu vine de sus, nu vine de la Dumnezeu, nu este înțelepciune ca dar al Sfântului Duh, ci este pământească, este firească, este obținută pe orizontală, printr-un bagaj de informații și cunoștințe. Ba, este chiar drăcească. Mai recitesc încă o dată. Dar dacă aveți în inima voastră pismă amară și duh de ceartă, să nu vă lăudați și să nu mințiți împotriva adevărului. Înțelepciunea aceasta nu vine de sus, ci este pământească, firească, drăcească. În subtext,
se dă expresia din limba greacă cu semnificația este pământească, este sufletească, este legată de simțuri și nu exprimă adevărul. Căci acolo unde este pismă și duh de ceartă, este tulburare și tot felul de fapte rele. Înțelepciunea care vine de sus, întâi este curată, apoi pașnică, blândă, ușor de înduplecat, plină de îndurare și de roduri bune, fără părtinire, nefățarnică. Și roada neprihănirii este semănată în pace pentru cei ce fac pace. Dar pentru cei care nu fac pace, roada neprihănirii nu se revarsă peste ei. Și lucrul acesta este extrem de important. Apostolul Pavel completează caracteristica înțelepciunii care vine de sus. Deschideți, vă rog, în prima epistolă a lui Pavel către Corinteni. De la versetul 6 din capitolul 2. De la versetul 6 la versetul 10. Întâi Corinteni, capitolul 2, de la versetul 6 la versetul 10. Totuși, ceea ce propovăduim noi printre cei desăvârșiți este o înțelepciune, dar nu a veacului acestuia, nici a fruntașilor veacului acestuia care vor fi nimiciți. Noi propovăduim înțelepciunea lui Dumnezeu cea tainică și ținută ascunsă pe care o rânduise Dumnezeu spre slava noastră mai înainte de veci și pe care n-a cunoscut-o niciunul din fruntașii veacului acestuia, căci dacă ar fi cunoscut-o, n-ar fi răstignit pe Domnul Slavei. Dar, după cum este scris, lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit, așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce îl iubesc. Prin urmare, se scoate în evidență faptul că originea înțelepciunii care vine prin Duhul Sfânt vine de la Dumnezeu și este manifestată coborându-se pe verticală și nici de cum prin informațiile pe care le putem obține prin educația noastră teologică sau filozofică, pentru că avem de-a face cu foarte mulți oameni înțelepți și se face mențiunea că această înțelepciune n-a fost cunoscută de nici unul dintre înțelepții lumii acesteia. Dar Dumnezeu ne-a descoperit-o nouă și Mântuitorul a zis, satisfăcut în sufletul său, te laud, Tată, Doamne, al cerului și al pământului, pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți, de cei puternici, de cei pricepuți. Și ne-ai descoperit nouă pruncilor. Minunat este lucrul acesta. Și acum, dacă nu este câștigată pe orizontală, și aș vrea să subliniez încă o dată, de pildă unuia îi este dat prin Duhul Sfânt să vorbească despre înțelepciune. Nu prin ceea ce a învățat de pe orizontală, indiferent de la ce fel de instituție de învățământ, teologică sau filozofică sau de altă natură. Și aici spune așa, nouă însă, după ce Dumnezeu a ascuns această înțelepciune care vine pe verticală de la Duhul Sfânt, tuturor înțelepților necredincioși, continuă Pavel, nouă însă Dumnezeu ne le-a descoperit prin Duhul Său, căci Duhul Sfânt cercetează totul, chiar și lucrurile ascunse ale lui Dumnezeu.
În adevăr, cine dintre oameni cunoaște lucrurile omului, afară de Duhul omului care este în el? Tot așa, nimeni nu cunoaște lucrurile lui Dumnezeu, afară de Duhul lui Dumnezeu. Iar înțelepciunea este capacitatea de a cunoaște lucrurile, de a înțelege sensurile cele mai adânci și de a pătrunde în tainele lui Dumnezeu pentru a putea înțelege și a le putea fructifica. Și aici continuă Pavel. Și noi n-am primit Duhul lumii. Nu ne-am inspirat din informațiile de pe orizontală. Cu toate că Pavel avea multe informații pe orizontal. A învățat la picioare lui Gamaliel. Ar fi putut să se laude cu o înțelepciune omenească, lumească, firească, sufletească. Și de fapt, aceasta a fost o caracteristică pentru Pavel înainte de a se întoarce la Dumnezeu. Cunoștințele pe care le aveau evreii în vremea aceea, conducătorii și preoții, erau eronate și Pavel a împărtășit, cu toate că era atât de înțelept, atât de bine informat, era un poliglot care vorbea mai multe limbi. Și totuși nu cunoștea adevărul. Și înțelepciunea lui și sentimentele lui erau angajate să distrugă creștinismul. Și în felul acesta se face mențiunea. Vorbim despre ele cu vorbiri învățate de la înțelepciune, așa, și vorbim despre ele nu cu vorbiri învățate de la înțelepciunea omenească, ci cu vorbiri învățate de la Duhul Sfânt, întrebuințând o vorbire duhovnicească pentru lucrurile duhovnicești. Dar omul, a cărui înțelepciune este firească, pământească, sufletească, emotivă, nu primește lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el sunt o nebunie. Grecii considerau o nebunie învățătura creștină, plecând de la ideea că creștinii au un Dumnezeu care a luat chip de om și a murit ca orice neputincios, fără să înțeleagă sensurile mai adânci. Au rămas la suprafață și analizând doar la suprafață, în aparență, lucrurile păreau o nebunie. Și se face mențiunea. Omul duhovnicesc, dimpotrivă, poate să judece totul și el însuși nu poate să fie judecat de nimeni. Căci cine a cunoscut gândul Domnului ca să-i poată da învățătură, să fie atât de înțelept încât să-L învețe și pe Dumnezeu? Noi însă avem gândul lui Hristos. Și dacă am reușit să obținem gândirea duhovnicească pe care o avea Hristos, înțelegem orice lucru prin înțelepciunea care ne-a fost dată prin Duhul Său pe verticală. Și este de dorit ca în bisericile noastre să existe lucrători, să existe pastori care să fie călăuziți de această înțelepciune primită pe verticală. Nu-i nicio problemă cu seminarele teologice, pentru că avem păstori instruiți, mai avem și doctori în teologie, dar subliniez încă o dată, cum am mai făcut referință și cu alte ocazii. Așadar, dacă cineva merge la seminar să câștige înțelepciune prin studii și dacă n-a trecut pe la crucea Mântuitorului, nu și-a mărturisit păcatele, n-a gustat bucuria nașterii din nou, cunoștințele pe care le poate obține la seminar pot să devină dăunătoare. Seminarul și cunoștințele obținute pe această cale pot fi comparate cu o substanță nutritivă
pusă la rădăcina pomului. Dacă pomul este altoit, substanța nutritivă va produce roadă din belșug, folositoare. Dacă pomul nu este altoit, înțelegând prin aceasta că studentul care merge la seminar nu-i născut din nou, în condițiile acestea poate să se nască orgoliul, tendința de afirmare a personalității, tendința de superioritate și o mulțime de alte lucruri care nu aparțin înțelepciunii care vine de sus. Consider, prin urmare, că străduințele seminarilor teologice sunt binevenite, dar trebuie mai multă atenție pentru cei pe care îi primesc acolo să-i instruiască, pentru că nu este deloc potrivit, după rânduiala Scripturii, orice student care termină seminarul să fie ordinat în lucrare, să fie dedicat în slujbă, fără să se aibă în vedere adevărul cu privire la partea interioară, privind atitudinea inimii pe care o are și nu numai cunoștințele pe care le poate obține sau la care poate să răspundă. În felul acesta am considerat că este un cuvânt pe care îl găsim tot în 1 Corinteni, că Dumnezeu l-a făcut pe Iisus Hristos pentru noi înțelepciune, neprihănire, sfințire și răscumpărare. Așadar, în ultima analiză, sursa de unde vine adevărata înțelepciune este Duhul lui Hristos. Și în felul acesta nu lucrează dacă nu este pe fondul unei vieți neprihănite. Și nu lucrează dacă nu este pe fondul unei vieți sfințite prin cuvântul lui Dumnezeu și prin lucrarea făcută de Duhul Sfânt. Și nu se produce miracolul răscumpărării dacă aceste patru lucruri în care se reflectă atitudinea și caracterul Mântuitorului în viața celor care și-ar propune să studieze și să devină niște lucrători. Ar fi bine să ne rugăm Domnului, așa cum a spus Mântuitorul, rugați pe Domnul secerișului să scoată lucrători. Mare este secerișul, e plin pământul de predicatori. Care mai de care mai deștept și mai bine informat? Dar nu sunt lucrători care să lucreze împreună cu Dumnezeu. Și aceasta ar fi dorința noastră, ca Dumnezeu să ne binecuvinteze cu înțelepciunea care vine de sus și prin care putem lucra împreună cu Dumnezeu.